Ideea privatizării Poștei Române și de a lucra la patron nu le surâde sindicaliștilor din domeniu. Sunt însă și ei conștienți că alte soluții nu prea există. Pe de o parte, aș vrea să fie privatizată poșta, ca să nu mai aibă de unde fura toți conducătorii care vin numiți la Poșta Română. Pe de altă parte, n-aș vrea să fie privatizată poșta, pentru că știu că atunci când lucrez la patron, patronul nu prea are milă de tine. Nu se gândește la om, se gândește în primul rând la el și la venituri. În actualele condiții, crede directorul Oficiului Județean de Poștă Vaslui, nu există altă variantă. Poșta a fost politizată, a început destructurare, deprofesionalizare, jaf și după cum știți dumneavoastră din mass media, poșta la ora actuală are 150 de euro datorie, este într-o stare dezastroasă. Singura soluție la Poșta Română este privatizare, pentru că statul nu poate să ne ajute cu nimic. Facem parte într-un mediu concurențial și dacă ne-ar ajuta pe noi, ar trebui să ajute toți operatorii poștali. Primii pași spre privatizare au fost deja făcuți, iar în prezent există și câțiva investitori interesați. Am înțeles că, a fost la o consătuire acum recent, sunt interesate administrațiile poștale din Norvegia, Ungaria și Belgia să cumpere pachetul de 51% din acțiuni. Asta ar fi singura salvare. Poșta Română va fi privatizată prin majorare de capital până la mijlocul lunii iunie.